Doi bărbați din comuna Cepleniți au găsit o metodă inedită să producă bani. Aceștia au furat bateriile care alimentau cu curent sistemele de semaforizare de pe drumul Iași-Botoșani. Polițiștii din Hârlău au efectuat o percheziție la domiciliul unui tânăr din comuna Ceplenița, bănuit de comiterea furtului în urmă cu o săptămână. Din cercetări a rezultat faptul că acesta împreună cu un alt tânăr, prin forțarea lacătelor cutiilor metalice de protecție, ar fi sustras două baterii acumulator de la dispozitivele de semnalizare rutieră tip semafor, amplasate la capătul unui pod rutier aflat în lucru pe Tronsonul DN2 b pe raza Comunei Ceplenița. Fapt ce ar fi dus la oprirea sistemului de dirijare a traficului și generarea riscului de producerea unor accidente rutiere. În urma percheziției domiciliare, polițiști au descoperit un număr de șase baterii de acumulator, printre care două ar fi fost sustrase de pe raza județului Iași și patru de pe raza județului Botoșani. Ambii tineri au fost reținuți de către polițiști pentru 24 de ore.